În vlogul de astăzi o să vă vorbesc despre incineratorul de la bordul navei, cum se operează, scopul lui, a cui responsabilitate este și așa mai departe. Sper să vi se pară interesant și să lăsați un like dacă vă place. Salutare! Bine ați venit la un nou vlog de la vapor. Astăzi o să vă vorbesc despre incineratorul pe care îl avem la bordul navei. Orice vapor are un incinerator și este folosit pentru a arde hârtiile, cartonul și sludge-ul, adică resturile de combustibil. Atunci când ești la vapor sau urmează să vii într-un viitor apropiat, vei observa că se adună gunoaie de la mâncare, cutiile de la diferite piese de schimb și resturile de combustibil de la motorul principal și alte agregate care folosesc combustibil. Și aceste resturi trebuie date la mal. Nu avem voie să le aruncăm în ocean. Din acest motiv, armatorul trebuie să plătească pe cineva din portul respectiv să vină să ia acest gunoi. Dar, având un incinerator funcțional la bordul navei, dacă arzi cartonul, sludge-ul și ce v-am mai spus mai devreme, cheltuielile vor fi mai mici pentru armator. Totuși, din aceste arderi rezultă cenușă, dar vă dați seama că cantitatea de cenușă se va aduna o cantitate mare de cenușă după mult timp și după multe arderi și va fi mult mai ieftin pentru armator. Întâi vă arăt o imagine de ansamblu a incineratorului, cum ar fi panoul electric. Aici este toată comanda incineratorului, vedeți că acolo sunt instalate separat două comutatoare pentru a testa diferite alarme la incinerator și mai departe vedeți pe aici tot felul de țevăraie, jos chiar aici jos unde vă arăt se află o fotocelulă care este foarte importantă pentru a detecta flacără înăuntru în incinerator, altfel efectiv nu pornește. De aici, la aceste valvule, se face alimentarea cu diesel, pentru incineratorul funcționează pe bază de diesel, adică de motorină. Iar acesta din stânga este tancul de sludge, unde se adună, se transferă de pe vapor, din sala motoarelor de obicei, se transferă toate resturile de combustibil de la separatoare, de la motorul principal și se depozitează acolo, iar din acel tank se transferă în incinerator atunci când este pregătit să se ardă. Responsabilitatea o are mecanicul 2 din mașină. El este responsabil de incineratorul de la bordul navei, dar din experiența mea de 15 ani, de obicei se delegă această muncă mecanicului 4 și dacă este și un cadet în mașină, va primi el acest job. Vor fi instruiți de către mecanicul 2 și după aia li se dă munca asta. Mecanicul 2 este de fapt management, dar are și responsabilități de genul ăsta. Atunci când, desigur, nu avem cadet sau am fost pe vapoare care nu era mecanic 4, pentru că unii armatori nu vor să plătească prea mult personal la bordul navei, și atunci se ocupa mecanicul 2 de acest incinerator. Este echipament critic, cum se cheamă, este foarte important și la orice inspecție
va fi verificat de către autoritățile portuare sau la inspecția anuală și așa mai departe. Înăuntru v-am arătat mai devreme camera de ardere. Sunt niște pietre care rezistă la temperaturi foarte, foarte înalte. Acest incinerator arde până la peste 1000 de grade Celsius. Și cei care ați crescut la țară sau sunteți de la țară sau aveți bunici la țară, pietrele astea sunt de genul cum sunt la sobe. Din când în când, băieții din mașină trebuie să desfacă acest incinerator și să mai curețe înăuntru, pentru că vă dați seama, de la atâtea arderi se adună, se depozitează acolo tot felul de sedimente, cenușă, și cenușa trebuie curățată, trebuie pusă în niște tomberoane speciale. Vedeți acum, mecanicul 2 pregătește tot procesul. Acum el transferă de acolo, din stânga lui, transferă slagiul, adică restul de combustibil, îl transferă către incinerator să-l ardă. Vă spuneam că inclusiv slagiul se arde la vapor. Vă dați seama că dacă nu ai un incinerator funcțional, compania va trebui să plătească o barjă care vine să descarce acest slagi și este destul de scump. Așa că întotdeauna compania va insista ca incineratorul să fie funcțional și orice piesă de schimb ai nevoie ți se va aduce în cel mai scurt timp posibil. Eu, ca electrician, am jobul de a avea grijă că totul este funcțional, ceea ce privește alarme, senzori, și în fiecare lună trebuie să verific diferite alarme care țin de safety, adică de siguranța acestui incinerator, de la alarmă care trebuie să vină dacă crește prea mult temperatura în camera de ardere, dacă, de exemplu, este o alarmă pentru bobinele care sunt pe țevile de alimentare cu diesel, adică cu motorină, mai sunt senzori care detectează dacă ventilatorul care trebuie să scoată gazele de evacuare nu funcționează și chestiuni de genul ăsta. Sunt multe alarme, cred că sunt vreo 12 din câte mi-aduc aminte. Aceasta este camera de ardere, vedeți că deja mecanicul 2 a pus acolo niște cartoane. Pui la început niște cartoane cu puțin diesel acolo ca să se aprindă mai repede și după aia pui gunoiul efectiv. El face o greșeală aici, de fapt. Ați văzut sacii că sunt în pungi de plastic. Nu ai voie efectiv să arzi plastic. Greșeala este minoră pentru că cantitatea de plastic pe care o pune el acolo este mică. Sunt doar 2-3 saci, dar pentru o procedură corectă ar trebui pus acel gunoi în saci de hârtie. Și desigur, poate am mai spus și prin alte vloguri, cu riscul de a mă repeta aici, în incinerator nu ai voie să arzi plastic. Și dacă te prinde la o inspecție cu genul ăsta de porcării, vor fi consecințe grave pentru companie. Acesta este tancul de slagi. Vedeți că mecanicul 2 tot reglează acolo valvurile ca să se dozeze bine nivelul de slagi și nivelul de diesel. Acum, încet, încet, temperatura o să crească în camera de ardere. Și dacă tot l-am asistat aici să vedem cum merge treaba, am zis să fac și un vlog pentru voi să vedeți care este procedura. Incineratorul, după cum spuneam, este foarte, foarte important la orice vapor și va fi verificat în orice port. Deci nu se poate și nu există scuze în fața unui inspector că nu merge, că nu știu ce. Dacă nu merge, înainte de a ajunge în port, se face raport de către comandant către autoritatea portoară din portul respectiv. Deci îi anunț înainte pe oamenii aia, pentru că dacă ei vin la bord și văd că nu funcționează, o să considere că ai ceva de ascuns. Am fost și la preluare de nave, de exemplu, compania a cumpărat vapoare
vechi de la altă companie și, desigur, atunci când am deschis incineratorul ca să verificăm, erau toate porcările posibile aruncate acolo să fie arse. Plastic, valvule, tot felul de mizerii. Dar, pentru o procedură corectă, v-am spus, doar hârtie, sludge, adică rest de combustibil, și carton. Atât este voie, nimic mai mult. Vedeți acolo flacăra de veghe, jos, și tot acolo este și fotocelula de care vă spuneam. Dacă aveți întrebări suplimentare, vă aștept în secțiunea de comentarii mai jos. Dacă ți-a plăcut clipul, nu uita să dai un like, te rog frumos, și dacă ești interesat de viața la vapor și viața pe mare în general, dă o abonare, un subscribe la canal ca să vezi în continuare ce o să postez. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și îți doresc o zi minunată. La revedere!